Vreau să mă alătur și eu fratelui pastor Nelu și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu și să-i dau slavă că și în această zi Dumnezeu a mai îngăduit o zi în care să putem să ne întâlnim, să ne întâlnim cu Domnul, să ne vedem fețele. Îmi place să spun lucrul acesta pentru că vremurile pe care le trăim sunt niște vremuri grele și nu știm. Vedem cum se schimbă lucrurile de la o zi la cealaltă. De aceea este atât de important să prețuim fiecare moment care îl avem în casa lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, Domnul să vă binecuvinteze că ați ales cel mai bun loc în care putem ca să atingem cerul. Frații și surori, îi e o binecuvântare pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu, exact cum zicea și fratele Petrică, de 52 de ani s-a întors la Dumnezeu, și momentul acela mi-a trecut așa fulgerător, și mie momentul acela când Dumnezeu m-a chemat, acum aproximativ 14 ani, pentru că un coleg de-al meu a fost cu adevărat diferit. S-a născut în viața mea întrebarea: oare de ce sunt persoane care sunt diferite? Frații și surori, în această zi și în vremurile care le trăim, trebuie cu adevărat să fim o epistolă vie. Amen. Trebuie ca să luminăm. Cum zice Sfânta Scriptură. Pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Dacă noi nu luminăm, dacă ne punem sub un, sub un obroc lumina aceasta care este noi, degeaba. Vă întreb, dacă lucrați o lună de zile și la sfârșitul lunii primiți în, în cont 0 euro și acolo să scrie degeaba, cred că v-ați supăra. La fel vede și Dumnezeu lucrurile. De aceea, Dumnezeu să ne ajute, ca și în aceste vremuri, să fim cu adevărat niște pistole vii. Despre aceasta doresc ca să vorbesc în această zi. Fratele Petrica a anunțat despre un ostaș, a vorbit despre un ostaș, despre un sutaș, adică, și vreau și eu să vorbesc tot despre un sutaș și vreau ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la fapte. Faptele Apostolilor la capitolul 10. Va fi o citire mai lungă. M-am tot gândit să citesc doar fugitiv, așa, pe sărite, dar este un text care este de importanță și aș vrea ca să-l citim cu totul. Deci, capitolul 10 vreau să-l citesc în întregime. Haideți să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului Domnului și. Cuvântul Domnului spune felul următor. Sutașul Corneliu. În cezarăia era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu, că a intrat la el și a zis, Cornelie!" Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Ce este, Doamne?" Și îngerul i-a zis, Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon Zis și Petru. El găzuiește la un om numit Simon Tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cu cernic, din aceea care îi slujea în tot timpul. Și după tot ce le-a istorisit, totul i-a trimis la Iope. A doua zi, când era când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși, a doua oară, ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon zis și Petru găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul i-a zis, Iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora, Eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru deci i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, l un soțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la cezarea, Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de legea unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat că să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns, acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon zis și Petru. El găzduiește în casa lui Simon Tăbăcarul lângă mare. Când va veni el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum dar toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia Păcii, prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umblă din loc în loc, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și al celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii și tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci, Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă rog să, re să vă reașezați. A fost a, o, un text mai lung, dar pentru a putea să înțelegem tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Este important ca să știm și textul acesta. Frații și surori, acesta este un text sau un punct în istorie care, pentru neamuri, este de o însemnătate foarte mare. Pentru că Dumnezeu a rănduit și a găsit cu cale ca prin acest sutaș, prin Corneliu, prin casa lui, să aducă mântuire și să deschidă poarta către el și neamurilor. Privind la acest sutaș, și vreau ca să vorbesc puțin despre el, să vedem ce fel de om era el. Pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la acest sutaș Corneliu, dar avem de învățat și de la Petru. Și vreau ca să încep cu acest sutaș și zice în primul, în primul verset: În Cezarea era un om. Am studiat puțin acest text și în limba greacă. Om vine de la, cuvântul din limba greacă a acestui, acestui cuvânt om este antropos și tălmăcit înseamnă privitor în sus. Omul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu de la început că era, în cezarea era un om, adică era o persoană, un privitor în sus despre acest Corneliu. Privim și în, în cuvântul lui Dumnezeu și vedem că mai multe, în mai multe locuri uh, mai ne vorbește Sfânta Scriptură despre antropos, despre privitor în sus. De exemplu, despre Iosif din Arimatea, uh, cel care i-a dat mormântul Domnului Isus, Sau despre Nicodim. Vedem că vorbește uh, cuvântul lui Dumnezeu tot despre un om care privea în sus. În uh, 1 Corinteni, și l-a rugat pe fratele Sami să mă ajute, în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne spune «Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă!» La fel, acest uh, cuvânt «fiți oameni» uh, este exact la fel «antropos», adică «privitori în sus». Dacă uh, spunem în locul acestui cuvânt «Vegheați, fiți tari în credință, fiți privitori în sus», și întăriți-vă. Vreau să vă întreb în această zi: cum sunteți dumneavoastră? Sunteți niște oameni care priviți în sus către Dumnezeu? Sau uh, priviți doar atunci când sunt probleme și când sunt, când sunt greutăți? Mă rog, ca Dumnezeu să ne ajute să fim ca acei oameni care privesc în sus, ca acest Corneliu. Uh, vreau să mai vedem câteva lucruri despre acest Corneliu. El este un sutaș roman. Sutașul acesta roman este responsabil peste un pluton de 100 de. adică, da, de, peste 100 de ostași dintr-o unitate din armata romană, numită Cohorta, care este alcătuită din aproximativ 600 de infanteriști, adică oameni care mergeau pe jos. Ei, acești, Această unitate era o unitate specială care apăra Judea. Și îl vedem pe acest Corneliu, care era pus peste acești 100 de oameni. Vreau să învățăm puțin despre acest Corneliu și câteva lucruri care ne arată Cuvântul lui Dumnezeu. Este foarte important pentru că avem multe lucruri de învățat de la acest Corneliu, dar toate lucrurile care le-a făcut el nu au fost suficiente. Și o să revin la acest lucru. Pentru început, Corneliu era cucernic. Și în versetul 2 spune: Omul acesta era cucernic. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române: cucernic este evlavios, cuvios, religios. Și, dacă spunem așa, un creștin care respecta cu strictețe slujbele bisericești, respecta rânduiala bisericească. Și interesant că mai vedem în Sfânta Scriptură, tot așa oameni care au fost cu Dacă privim în, în fapte, la capitolul 2, când s-a revărsat Duhul Sfânt peste apostoli. Vedem acolo că au fost foarte mulți oameni din foarte multe popoare. Versetul 5. Și se aflau atunci în Ierusalim, iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Oamenii aceștia au fost cucernici, dar n-au primit Duhul Sfânt. Mai vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, la capitolul 13, Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara, dar iudeii au întărătat pe femeile cu cernice cu vază și pe și cetății. Au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Vedem că și aceste femei erau cu cernice, erau religioase. Dar nu este suficient ca să fii religios. Putem și noi să venim la casa lui Dumnezeu, putem să fim niște oameni care să ne manifestăm religia și nu-i suficient. Privim la acest Corneliu. Un al doilea lucru care îl vedem e că omul acesta e temător. Era temător. Și acesta, așa spune, deci în versetul 2, omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu. Frații și surori, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și despre dragi, că sunt temători, le este frică. Și în Matei, capitolul 8, de la versetul 29, Și iată că au început să strige, Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Isus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Erau temători, le era frică. În Iacov, capitolul 2, versetul 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Frații și surori, vedem că nu-i suficient ca să fii un creștin autentic, să fii doar temător. Vedem că și dracii se tem Dumnezeu să ne ajute, frați și surori, să, să fim și temători, e adevărat, dar nu-i suficient. Un alt lucru care îl vedem la Corneliu. Corneliu era rugativ. Omul ăsta se ruga. Și aici, aici, tot în versetul 2, el făcea multe milostenii în rânduri și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Dacă primim în Cuvântul lui Dumnezeu, în Luca, la capitolul 18, mai erau oameni care se rugau de la versetul 11, Luca, capitolul 18, versetul 11, și îl vedem pe acest fariseu, care și el se ruga, și a fost amintit aici, fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedreți, prea curvari sau chiar ca vameluciul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii ca să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă să o cotine prihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Vedem că și acest fariseu se ruga, era un om rugativ, făcea niște lucruri extraordinare, dar nu este suficient. Este bine să fii cucernic, este bine să fii temător, este bine să fii rugativ, să te rogi. Îl vedem și pe Corneliu, încă o dată, are și vedenii, extraordinar, și în versetul, în versetul 3, pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, a văzut într-o vedenie, a avut vedenii cu Dumnezeu. Frații și surori, în cuvântul lui Dumnezeu am găsit câteva lucruri și lucrul acesta, vedenile, ca să ai vedenii, să prorocești, nu ne garantează mântuirea. Uitați-vă în Ioan capitolul 11, de la versetul 49. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis Voi nu știți nimic? Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru noroc și să nu piară tot niamul, Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în alul acela, a prorocit că Isus avea să moară pentru neam. Îl vedem pe acest om care prorocește. Și totuși n-a fost suficient. Nebucat dacă primim în Vechiul Testament, a avut vise. A avut vise cu privire la ceea ce se va întâmpla, și Daniel atunci a trebuit ca să îi le tălmăcească. Nu a știut. Cu toate acestea, ca ai vedenii, ca ai prorocii, nu este suficient. În Matei, în capitolul 7, de la versetul 22, zice cuvântul Domnului, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi drace în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și vedem ce spune Domnul Iisus. Plecați de la mine căci nu vă cunosc. Frații și surori, nu este suficient dacă ai vedenii. La Corneliu mai vedem niște lucruri. Corneliu era drept și cinstit. În versetul 22 zice, ei au răspuns, Sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbi de bine de tot neamul iudeilor. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră, cât de drept și cât de cinstit ești tu în familia ta, în societate, la locul de muncă. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat drepți și cinstiți în, în toate lucrurile. Să știți că așa de mică este, este uh, bariera aceasta între a fi cinstit și necinstit. E o, e o linie atât de ușoară și foarte ușor se poate, poți să caz de la ea. De aceea, mă rog, în vremurile acestea, să ne ajute Dumnezeu să fim niște oameni drepți și cinstiți. Corneliu mai era un lucru, era vorbit, era vorbit de bine de toți iudeii. Și tot în versetul 22, care l-am citit, zice, și vorbit de bine de tot neamul iudeilor. Totuși, Corneliu, om cum se cade, lucruri care poate ne-ar fi plăcut ca să îi avem pe toți frații așa, ca și acest Corneliu. Temător cu cernic, religios, cu vedenii, dar totuși se îndrepta, se îndrepta spre iad, pentru că nu cunoștea încă totul. De aceea, în cuvântul lui Dumnezeu, ne spune și despre noi. În Isaia, în capitolul 64, cu 6, spune, toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. În 2 Timotei 1 cu 9, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Roman capitolul 3 cu versetul 11, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Frații surori, noi, ca și copia lui Dumnezeu, nu este suficient ca să vii la biserică, să te rogi. Cel mai important pentru noi, ca și copia lui Dumnezeu și și pentru cei care doresc să vină să fie copia lui Dumnezeu, este, este foarte important ca să avem o relație vie cu Domnul Isus Hristos. Și mă rog ca în această zi, Dumnezeu să ne cerceteze în continuare. Avem nevoie de o relație vie cu Domnul Isus Hristos și în Cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 14 cu 6 spune felul următor Iisus a zis Eu sunt calea, adevărul și viața Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine Multe religii din această lume spun Religia mea, toate religiile duc în cer Nu este adevărat Singura cale care merge către veșnicie Este prin Iisus Hristos și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. În fapte, capitolul 10, 43, spune Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. În Romani, capitolul 10, cu versetul 4, căci Hristos este sfârșitul legii pentru ca oricine crede în el să poată căpăta neprihănirea. Și în Ioan, capitolul 6, cu versetul 40, Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Slăvit să fie Domnul! Frații și surori, vedem toate calitățile acestea care le avea Corneliu și Dumnezeu trimite acest înger. Putea îngerul ca să îi mărturi, să-i spună despre, despre ce trebuie să facă, dar Domnul Dumnezeu este mult mai inteligent. Dumnezeu știe cum trebuie să lucreze. De aceea Dumnezeu a lăsat predicatori, a lăsat vorbitori în, în, în via lui ca să, îi, să, să mărturisească despre Dumnezeu. Putea să spună îngerul acesta, dacă privim două capitole înainte, îl vedem pe Filip, un înger vine la el. Putea să meargă îngerul să se întâlnească cu famenul Etiopia? Nu! S-a dus la Filip și a zis, du-te, ajunge carul și vorbește despre mine. Pentru că Dumnezeu a lăsat în biserică oameni capabili ca să ne vorbească, oameni capabili ca să ne învețe. Este foarte important să ascultăm de multe ori despre de cuvântul lui Dumnezeu, care ni se vorbește de aici. Și Domnul să binecuvinteze toți vorbitorii din acest loc, ca Dumnezeu să-i ungă mereu cu Duhul Sfânt și să vorbească din partea lui Dumnezeu. Îl vedem pe, pe Corneliu, și vine Dumnezeu la el și zice, Cornelie, văd că toate lucrurile care le faci sunt lucruri bune, dar nu este suficient. Nu este suficient. De aceea du-te și îi dă direcții. Și când vorbește Dumnezeu unui om, vedeți ce frumos e. Dumnezeu când vorbește, vorbește foarte clar și la subiect. Nu spune lucruri așa pe o colișe ca să nu înțelegi nimica. I-a spus foarte clar, du-te acolo, acolo stă Petru, el va veni și îți va spune tot ce trebuie să faci. Când Dumnezeu vorbește, frați și surori, niciodată Dumnezeu nu va băga omul în ceață. Dumnezeu vorbește clar. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mereu cuvântul lui. Să nu ne lăsăm așa cuprinși de, știu eu, orice cuvânt sau orice vorbă a unor oameni. Pentru că văd în ziua de astăzi cât de. Cât de cât de înfindli, ajutați-mă, sensibili, cât de sensibili suntem. Dacă ne vorbește Dumnezeu un lucru, deja automat, gata, Dumnezeu mi-a vorbit, așa trebuie să fie, frați și surori, trebuie să avem înțelepciune din partea Lui Dumnezeu și discernământ în fiecare lucru când ne vorbește, să vedem, este cu adevărat glasul Lui Dumnezeu? Ăștia din Berea, zice cuvântul Lui Dumnezeu, mergeau acasă și cercetau să vadă dacă scriptul, ceea ce li se vorbeau, îi adevărat. Haideți să, și Dumnezeu să ne ajute să fim niște oameni plini de Duhul Sfânt, înțelegători, să nu ne pripim la orice și după aceea să ne pare rău. Îl vedem pe Corneliu. Nu-i suficient. L-a trimis pe Petru la el. Și Petru începe să-i vorbească. Și vreau să vorbesc puțin și despre Petru, pentru că este, un, este foarte important. Uh, și îl vedem pe Petru înainte de întâlnirea cu Dumnezeu. Un om care nu avea viziune, iubitor de sine, de neamul său, egoist, evanghelistul tradițional. Trebuie să mâncați ce mâncăm noi, trebuie să vă îmbrăcați cum ne îmbrăcăm noi, trebuie să vă rugați cum ne rugăm noi, trebuie să vă spălați pe picioare ca și noi. Omul acesta avea lucrurile foarte clare, așa le vedea el. Dar, Dumnezeu vine și se revelează în această vedenie, pentru că trebuie ca să schimbe. Când vine Dumnezeu și ți se revelează într-o vedenie, Dumnezeu te schimbă. Dacă e ceva autentic, Dumnezeu te transformă. Și același lucru s-a întâmplat și la Petru. Omul acesta care. stau de -o... voi care sunteți neamuri, voi care sunteți așa, voi care nu. Voi stați deoparte, nu, nu vrem ca să avem de-a face cu voi. Dar Dumnezeu îl învață o lecție importantă. Și cum am spus, aici este o turnură prin care și neamurile au parte de mântuire. Și îi se arată Dumnezeu în această viziune cu aceste animale care trebuia ca să le taie și cu toții cunoașteți cum ce a spus Petru, Petru spune că niciodată nu voi mânca ceva spurcat sau, curat, sau necurat, dar, de fapt, Dumnezeu vrea ca să-L cu totul altceva. Îl vedem pe Petru după această întâlnire cu, cu Dumnezeu, că merge, totuși, acceptă planul lui Dumnezeu. Și dacă am privi în cuvântul lui, sunt cinci principii evreiești care le-au călcat pe Petru după ce a avut această viziune, însoțirea cu un păgân, a invitat în casa lui niște păgâni, a mâncat cu un păgân, a dat mâna cu un păgân, a intrat în casa unui păgân, lucruri care legea ei le interzicea. Dar totuși, el a făcut lucrurile acestea pentru că a ascultat mai mult de Dumnezeu. Și prin acest lucru, că a ascultat de Dumnezeu, a Intrat mântuirea în casa lui Corneliu, și vedem mai departe că cei din casa lui au fost botezați la predica și la ceea ce Petru le-a zis. Este foarte important și este minunat, frații și surori, când vedem că oameni ca și Corneliu, totuși cu așa niște calități, și cum am spus, mi-aș fi dorit și îmi doresc și fiecare își dorește ca în biserică să fie doar oameni cu, cali cu calitățile acestea, dar totuși nu-i suficient este important ca să avem o relație vie cu Domnul Isus Hristos. Și aceasta face Petru în casa lui Corneliu. Îl prezintă pe Domnul Isus Hristos. Asta facem și noi când venim în casa lui Dumnezeu. Ne vorbim despre Domnul Isus Hristos. Vorbim despre minunile Lui. Vorbim despre ceea ce face El în viețile noastre. Știți ce este important pentru noi? Este important ca să ne întărim. Și asta facem, frați și surori. Dacă vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, și poate că ați mai auzit o predică de mai multe ori, în același fel, este foarte important. Pentru că ne reamintim și ne reamintim și ne reamintim ceea ce face Domnul Isus Hristos pentru viețile noastre. Este adevărat. Aici, pe Pământul acesta, lucrurile acestea vor dispărea. Toate se vor face scrum. Ceea ce este important este ceea ce vom moșteni. În această zi vă întreb, dacă ați făcut lucrurile care au fost făcute și de Corneliu. A fost un om cucernic, a fost un om temător, religios, a fost un om milostiv, zice cuvântul lui Dumnezeu. A avut așa de multe calități, dar totuși n-au fost suficiente. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească în această zi și să realizăm că este important ca să avem o relație vie cu El. Uh, pentru final, vreau ca să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 18, pentru că vedem că, după toată situația aceasta, Petru a trebuit ca să meargă și să le spună fraților despre ceea ce s-a întâmplat și să înțeleagă și ei. Și zicem, în faptele, în faptele Apostolilor, capitolul 11, 18, capitolul 11 versetul 18. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat, deci, și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Frații și surori, dintre neamuri facem și noi parte. Dacă până acum, de atunci și până acum, am putut și avem uh, drept liber la Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să venim la El tot timpul. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Cuvântul pentru astăzi este acestea, mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze și să ne ajute să înțelegem cât de important este să avem calitățile lui Corneliu, dar peste acestea să luăm tot timpul pe Domnul Iisus în viețile noastre, să-L avem pe Domnul Iisus în viețile noastre. Nu este suficient să ai aceste calități, trebuie să-L ai și pe Domnul Iisus și Domnul să ne ajute și să ne dea putere să mergem mai departe pe această, în această luptă care o avem